Dodon și Șor au încercat să uzurpeze puterea, Maia Sandu vrea limba română în Constituție, la piața centrală se vinde carne de calitate dubioasă, Rusia și Ucraina sunt în prag de război, iar Israelul practic a revenit la normalitate după ce o bună parte a populației s-a vaccinat contra COVID. Eu sunt Dorin Galben și bine v-am găsit la prima ediție a noului format Galben News. Astăzi voi analiza cele mai importante noutăți care s-au întâmplat în ultimul timp în Moldova, dar și în lume. Sunt multe lucruri de vorbit, așa că foc la ghete! Deputații lui Dodon și Șor au revocat-o din funcția de judecător al Curții Constituționale pe Domnica Manole și au numit în loc omul lor, pe Boris Lupașcu. Pe scurt, ei au votat anularea hotărârii Parlamentului din 2009, prin care președinta Curții Constituționale Domnica Manole a fost numită judecătoare la Înalta Curte. Ceea ce a făcut coaliția PSRM-Șor este anticonstituțional. Asta a spus și Comisia de la Veneția, dar și delegația UE în Republica Moldova. Prin urmare, Curtea Constituțională a suspendat hotărârile majorității socialiștilor și a celor de la Șor. Acum deputații PAS au sesizat Procuratura Generală și cer pornirea urmăririi penale pentru uzurparea puterii în stat, de către grupul criminal organizat și condus de Igor Dodon, dar și pedeapsa lui Boris Lupașcu, care este învinuit de uzurparea calității oficiale, și anume acelei de judecător la Curtea Constituțională. Mi se pare o acțiune logică. La rândul ei și președintele Maia Sandu a cerut Procuraturii Generale să investigheze acțiunile din Parlament sub aspectul infracțiunii de uzurpare a puterii în stat. Dacă la noi mai există un gram de justiție independentă, atunci Dodon și Șor trebuie neapărat să răspundă pentru crima pe care au comis-o. Acum aceștia doi simt cum le fuge pământul de sub picioare și nu-și doresc alegeri parlamentare anticipate nici în ruptul capului, căci după ambii plânge pușcăria. Acum Igor Dodon calcă pe urmele lui Plahotniuc, dar noi știm foarte bine cum s-a terminat epoca de aur a fostului lider al democraților. Acum are statut oficial de fugar. Președintele Maia Sandu consideră că dacă vom avea un parlament cu un număr destul de deputați care susțin că în Constituție limba moldovenească să-și obțină numele corect de limba română, atunci acest lucru neapărat va fi votat. Președintele a vorbit despre aceasta la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Declarația respectivă i-a făcut foc și pară pe socialiști, cum era de așteptat. În special pe Igor Dodon. Mai mult chiar, Partidul Socialiștilor cere demisia Maia Sandu și alegeri prezidențiale anticipate odată cu cele parlamentare. Socialiștii o mai acuză pe Sandu că ar fi influențat decizia Curții Constituționale, care a stabilit că au fost întrunite toate condițiile ca președintele să dizolve Parlamentul. În fine, socialiștii fac politică și chiar dacă o fac prost, e doar treaba lor. Ceea ce contează e că există dorința ca în Constituție să fie modificată sintagma limba moldovenească cu cea corectă de limba română. Acest lucru trebuia făcut de mult, dar se pare că cei care s-au perindat de-a lungul timpului prin Parlament n-au avut suficient caracter să facă asta. Pentru ei erau mai importante schemele decât statutul limbii române. Ați auzit bine, da? Era cam lipicios și aduci toate zdohniturile. Vai și amar de capul nostru. Iată așa ajunge pe tarabele pieței centrale carne de proastă calitate, ba chiar în stare de alterație, ceea ce ne pune sănătatea în pericol. Anume, de la piața centrală se aprovizionează o bună parte dintre locuitorii municipiului Chișinău, dar și mulți din toată țara, care doresc să economisească niște bani. Dar niște afaceriști dubioși plătesc mită pentru a evita controlul sanitar și pun pe tarabe ceea ce ar trebui să arunce de fapt la gunoi. Centrul Național Anticorupție a reținut 5 persoane pe acest caz și a constatat că atunci când carnea era proaspătă și de calitate bună, mita valora nu mai mult de 100 de lei pentru o carcasă. Mărimea mitei însă se ridica de câteva ori în cazurile când carnea era de calitate proastă. Astfel, un agent economic care aducea la piață 30-40 de carcase urma să plătească drept taxă de protecție câteva mii de lei la fiecare partidă. Din documentările operate timp de 3 luni, se estimează că s-a dat mită de circa 100 de mii de lei. Dar vă imaginați-vă că acest business se face acolo de 10 de ani de zile.
Oamenii aceia sunt multimilionari. Ca să fie clar, funcționarii ăștia, care sunt plătiți din bugetul statului ca să ne protejeze de alimente care ne pot dăuna, de fapt se îmbogățesc pe seama sănătății noastre. Nu știu cum voi, dar eu sunt sigur că acum a fost un pic de tam-tam, dar la scurt timp se vor reveni la vechile practici, cum a fost și anterior. Am avut cazuri când cu carne alterată erau hrăniți copiii la grădiniță, am avut cazuri similare și la școli, dar se făcea gălăgie câteva zile și se uita. În loc acești criminali să înfrunte pușcăria și să fie de învățătură pentru alții, ei achită o amendă și revin din nou la muncă. Acum să vorbim despre vaccinare, subiectul care provoacă multe dezbateri, în special în mediul online. În țara noastră au fost administrate peste 100.000 de doze de vaccin anticovid. Iar la nici 2 luni de la începerea campaniei de vaccinare, incidența infectării în rândul lucrătorilor medicali a scăzut cu 82,5%. La noi de vaccinare contra COVID beneficiază prioritar lucrătorii medicali și alt personal din prima linie, dar și jurnaliștii. Deja mai mulți colegi au declarat public că s-au vaccinat. Eu mi-aștept rândul la vaccin în calitate de jurnalist și imediat cum va fi posibilitatea, se vor vaccina și ceilalți membri ai familiei mele, deoarece ei nu se încadrează în lista persoanelor prioritare pentru etapa 1 și 2. De asemenea, mai mulți moldoveni care dețin și cetățenie română au mers și s-au vaccinat peste Prut. Asta este îmbucurător. Când vine vorba de subiecte legate de sănătate, prefer să ascult medicii, dar nu comentatorii de pe divan, care în continuare cred în tot felul de teorii ale conspirației. Există statistici evidente care demonstrează că vaccinul este eficient și că acesta este unica soluție ca să scăpăm de pandemie. Un exemplu în acest sens este Israelul, țara care a renunțat de pe 18 aprilie la purtarea măștii în aer liber și are deschis complet școlile. În Israel, 54% din populație a fost vaccinată împotriva COVID, iar numărul de cazuri de infectare a scăzut considerabil și chiar au zile când nimeni nu decedează din cauza COVID. Vedeți în imagini cum au sărbătorit localnicii vestea că nu mai trebuie să poarte măști pe afară. Îmi doresc ca elevii și studenții să poată merge la ore fizic, căci doar așa vor avea amintiri frumoase din această perioadă. Îmi doresc să avem concerte, spectacole, să mergem la film și să fie bine și pentru cei din domeniul culturii. Doresc să-mi sărbătoresc ziua de naștere alături de toți oamenii dragi. Îmi doresc să se facă nunți și cumetrii. Îmi doresc ca toți cei care au rămas fără un loc de muncă din cauza restricțiilor să aibă din ce trăi. Îmi doresc să revenim în sfârșit la normalitate, iar o altă soluție decât vaccinarea masivă acum nu există. Asta o spune și Ministerul Sănătății și Organizația Mondială a Sănătății. Zilele trecute și Rusia a donat Republicii Moldova 142.000 de doze de vaccin Sputnik V, fapt pentru care îi mulțumim. Dar ceea ce e deranjant aici e că Dodon s-a dus la Moscova doar pentru ca să poată veni la bordul avionului care a adus vaccinul și să o facă pe marele erou național. Când vezi asemenea acțiuni populiste, înțelegi că unii politicieni se gândesc mai mult la viitorul lor politic decât la sănătatea cetățenilor. Dar Dumnezeu cu el, bine că am primit aceste doze de vaccin care ar putea salva viața multor oameni. Cum era și de așteptat, Comisia pentru Situații Excepționale a decis relaxarea unor restricții impuse din cauza pandemiei. Este evident că starea de urgență a fost impusă de autorități doar pentru a amâna alegerile anticipate. De pe data de 26 aprilie va fi abrogată ora marțială, deci vom putea circula și noaptea, adică după ora 11. Se redeschid teatrele și se permit concertele de pe data de 2 mai. Însă numărul spectatorilor nu va trebui să depășească 30% din capacitatea spațiului. Tot de atunci se permite și desfășurarea acțiunilor culturale în aer liber. Cât ține de sărbătorile pascale, în perioada 25 aprilie-11 mai, slujbele divine se vor desfășura în afara lăcașelor de cult, cu respectare măsurilor de prevenire a infecției de COVID-19. Dar deja este îmbucurător. De Paștele Blajinilor, cimitirile din capitală vor fi închise. Ludmila Boțan, directorul Combinatului Servicii Funerare, susține că în anii precedenți, fără pandemie, într-o singură zi, la un singur cimitir din capitală veneau câte 300.000 de oameni. Ori în condițiile actuale este pur și simplu periculos un asemenea flux de oameni. Dacă ne vom vaccina și vom face tot posibilul ca acest pericol să devină istorie, vom avea încă mulți ani la dispoziție ca să vizităm mormintele rudelor. Rusia a blocat spațiul aerian, dar și pe cel maritim, din nordul Mării Negre, în contextul unor exerciții militare care au fost desfășurate. Aceste interdicții izolează Ucraina de Marea Neagră. Se crede că restricțiile au ca scop ca să țină la distanță navele și avioanele NATO. Între timp, Vladimir Zelensky, președintele Ucrainei, i s-a adresat omologului său rus, Vladimir Putin, invitându-l la un dialog în zona separatistă Donbass. Однажды президент России сказал: "Если драка неизбежна,
нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Se pare totuși că Putin nu s-a țicnit cu totul la cap, iar Sergei Șoigu, ministrul apărării rus, a ordonat ca militarii să revină la bazele lor permanente. Însă situația între cele două țări oricum rămâne tensionată, iar pericol de război există mereu. Și din păcate, Republica Moldova este foarte aproape de acest focar. Ucraina a înțeles de mult că nu poate prieteni cu Rusia și nu poate avea relații frățești. Putin nu vrea să le permită țărilor precum Ucraina, Moldova, Georgia sau Armenia să meargă pe altă cale, să aleagă Uniunea Europeană sau NATO. Și o bună parte dintre moldoveni trebuie să înțeleagă că președintele Rusiei nu dorește binele nimănui, nici măcar propriului popor, care nu mai poate scăpa de sărăcie, deși trăiește în cea mai mare țară din lume, cu resurse enorme de gaz și de petrol. Nici noi nu vom trăi mai bine dacă nu vom înceta să visăm la Uniunea Sovietică și dacă nu vom înceta să votăm pentru politicienii care vor să readucă Republica Moldova la statutul de gubernia Rusiei. Pe lângă conflictele externe pe care le provoacă, Putin continuă să încalce drepturile celui mai vocal opozant al său, Alexei Navalny. Acesta a fost în greva foamei pentru că nu îi permiteau să fie vizitat de un medic. Pe data de 21 aprilie, mai mulți ruși au ieșit la acțiuni de protest în susținerea lui Navalny, cerând să îi se ofere ajutor medical sau să fie eliberat, evident. În urma acestor acțiuni au fost reținute peste 1700 de persoane. În țările civilizate, nici măcar criminalii nu sunt tratați într-un asemenea mod. Putin se pare că își confirmă porecla dată de omologul său american Joe Biden, care l-a numit criminal. Republica Moldova sigur merge spre alegeri parlamentare anticipate. Este important să analizăm toate informațiile la nivel local și internațional, pentru a înțelege cine ne vrea binele și cine este gata să dea o lovitură de stat sau să pornească război numai pentru a se menține la putere. Aveți grijă de voi, vaccinați-vă când aveți posibilitatea, informați-vă corect și acționați cu cap. Scrieți în comentarii dacă sunteți pro sau contra vaccinării și argumentați răspunsul. Chiar sunt curios să citesc opiniile voastre. Vă aștept și pe Instagram, unde zilnic vorbesc în story despre subiectele de actualitate. Dacă v-a plăcut acest video, puneți un like. Iar dacă ajungem la 5000 de aprecieri, eu voi înțelege că vă place acest format și îl voi face mai des. Eu sunt Dorin Galben și nu uitați că un om bine informat este un om greu de manipulat.